care se ocupă de drumuri. Adică tot ce înseamnă întreținere și partea reparație. Asta de partea asta de lucrări de februarie, pentru că asta ce? Primarii care au lucrări spun nu fac doamne în februarie pentru că e frig afară și totuși sunt aproape 10 grade Celsius, iar în Cernavod ați început lucrările chiar și din ianuarie, și nu din februarie. Am avut 14-15 grade afară. Da. Cum să nu lucrăm în perioada în care e 15 grade? Se poate? Bun, ce se poate face în perioada de iarnă, facem. Într-adevăr, nu turnăm asfalt, nu punem betoane. Dar faceți asta, partea asta de reabilitare. Dar asta nu înseamnă că nu putem reabilita. Punem o bordură, întindem piatră. Se poate face orice. Chiar dacă este frig afară. Bun, ce vreau să înțeleg este ce fel de lucrări se pot face în această perioadă a lui. În așa fel încât, eu știu, structura sau rezistența lor să nu fie afectată de vreme. E puțin mai rece, dar se poate lucra tot. Nu este rece, cel puțin pentru februarie este chiar foarte cald. Noi, de fapt, lucrăm încă de anul trecut. Este programul de reabilitare și întreținere străzi. În ianuarie am lucrat pentru că erau aproape 15 grade, iar în perioada asta se pot monta borduri, piatră, este stratul suport, indiferent de temperatura de afară. S-a dat una dintre cele... După cum observați, astăzi este cald și ne putem permite să asfaltăm. Asta nu înseamnă că nu se pot face lucruri chiar și în ianuarie. Și e uscat, asta vă ajută și mai mult. Da, bănuiesc că asta este una din condițiile necesare, dar... se fac lucrări, indiferent, chiar și când oamenii și-au lucrat și când a plouat, să știți. Au pus piatră, suport. Lucrările astea, asta înțeleg că e țara destul de circulație. Sunt copii de la, din apropiere, sunt strada, bătrâni de la căminul strada de... Asta, strada asta este strada Răscoalei 1907 și face legătura între cele două cartiere de Chirescu și cartierul Columbia. Este un cartier important și marea majoritatea celor care locuiesc în acest cartier merg la cumpărături în zona aceea. Copiii, cei care locuiesc în această zonă, merg la școala numărul 1 care se află în cartierul Columbia și eu sunt strada importantă pentru noi cetățenii orașul Cernavod. Stați cu ochii pe ei, pe muncitori, vă văd pe teren aici. De dimineață până seara sunt, dar așa sunt eu. Anul ăsta am început de pe 10 ianuarie. Și în continuare lucrăm. Timpul este destul de bun, sunt temperaturi la 15, 16, 17 grade, deci se lucrează foarte frumos. Deci nu... Care sunt condițiile? Trebuie să nu plouă, să nu ningă? Nu, să nu avem umezeală, da. Ninsoare, am avut așa o ninsoare, să ne amintim și noi de iarnă, dar asta n-a fost iarnă la noi. Ploi foarte puține, deci de vreo aproximativ 2 ani de zile avem secetă. Câte străzi sunt prinse în acest program de reabilitare, de plombare, cum îi spuneți dumneavoastră? În programul de reabilitare, anul ăsta avem în jur de 65. Da, deci au rămas străzi cu o suprafață mai mică, cele cu suprafață mare au fost făcute anul trecut. Anul trecut s-au făcut străzi de 80.500 de metri pătrați. Iar anul acesta, când estimați că va fi finalizat? Vreo 40.000 de metri pătrați avem. Sper până la sfârșitul anului să continuăm. Da, s-ar părea, adică după datele noastre și după evidențele care le avem noi, să fie singurul oraș din țară asfaltat și reparat în întregime, toate străzile. Asta e un lucru foarte bun. Mai rămân trotuarele de făcut în câțiva ani de zile, dar mai avem un cartier nou la care deocamdată sunt proiectate străzile, trotuarele, la altul la care mai avem de făcut trotuarele, dar tot ce a fost făcut până acum, străzi făcute până în momentul de față, sperăm ca la sfârșitul anului să fie în întregime asfaltat. Adică ar fi singurul oraș din țară chiar care să avem toate străzile asfaltate fără găuri. Aș vrea să vă întreb în legătură cu lucrările din această perioadă. Ce v-ar putea împiedica să nu le duceți la bun sfârșit? Eu știu, doar o zăpadă sau o ploaie sau ce anume ar putea să vă afecteze? Ce ne împiedică pe noi cel mai mult? Aglomerația de mașini din interiorul orașului. Adică mașini proprietate personală a locuitorilor orașului care nu înțeleg că acolo unde avem lucrări să le îndepărteze, să le ducă la o altă parcare alăturată. Avem aici în Columbia, unde suntem noi pe strada Liliacului, avem o lucrare, nu putem să continuăm din cauza mașinilor foarte, foarte, foarte multe care sunt parcate alături cu carosabilul. Ce puteți să faceți? Oamenii nu înțeleg să le... Nu înțeleg, avem o parcare goală la aproximativ 100 de metri în care pot intra 70-80 de mașini, dar nu se deplasează. Le este greu să se deplaseze 50-100 de metri să-și ducă mașina în acea parcare care este iluminată, cu camera de la vedere, deci nu e nicio problemă. Nu afectează natura cât oamenii. Nu, oamenii. Noi ne încurcăm. Noi pe noi. Noi, locuitorii acestui oraș, ne încurcăm singuri. Da, ne încurcăm singuri. Nu și-a mașina. Vede că ai lucrare acolo. Dă peste tine, efectiv, dă peste tine. Așa ceva n-am. Adică suntem
Suntem, știu, mai mult decât indisciplinați în sensul ăsta. Bun, la final, aș vrea să vă întreb, astfel de lucrări care se desfășoară în perioada asta, cât de mult credeți că ele contribuie la, eu știu, la bunăstarea oamenilor, la bucuria omului de rând care vede că strada lui, trotuarul lui din fața porții sunt realizate? Păi fiecare dintre noi beneficiem de aceste lucruri, întrucât cei care au mașini nu-și mai schimbă rulmenții și pivoții și bascul superioară, inferioară la 2-3 săptămâni, o lună, nemai fiind gropi, deci se poate circula în condiții optime, spunem noi, plus că ai legătură de ieșire, oraș, cartier cu Hârșova în partea asta la altă, cu spre Hârșova ieșire, avem ieșire spre Fetești ca lumea, avem spre Constanța ieșiri bune, adică sunt bune, ieși într-un timp record. Nu mai vorbim de mașinile de salvare care se pot deplasa ușor dintr-un loc în altul. Pompierii. Atâta vreau să știu cum arăta înainte și cum arată acum. Deci arăta foarte urât. Mergeți mai încolo să vedeți cum arăta și acum arată foarte frumos. O să arate foarte frumos. Vă ajută faptul că primăria se implică, da, și face aici, da, reabilitarea? Da, implică foarte mult. Da? Sunt foarte mulțumită, cum să nu? Asta da, contează. Foarte mulțumită sunt. Și de domnul primar? Păi, pe domnul primar îl cunosc de când era tătica, pentru că am stat în Columbia la bloc și dânsul la fel, îl negoiță Liviu. Aveți încredere în dânsul? Aoleu, cu toată inima și cu toată puterea am încredere. Dacă de mic îl cunosc, face foarte multe, a făcut foarte multe, face foarte multe.